și mai tare! Noi vrem respect și mai tare! Și aplauze odată! Și ultima oară cu mascotele! Noi vrem respect! Daniel este numele meu. Viorica! Se rămâna ta. Era la primărie, ea, spate. Aveți curent aici? Au de la niște vecini. Majoritatea aici au curent de la vecini într-un cascare, au plătesc cu toți. Și de ce trăiți la care au ajutor social, care muncește cu ziua, mai ales acum sezonul ăsta începe via. Ați făcut actele să primiți voucherul? Îmi pare că de la 5 ani. Nu, așa mi-a zis. Nu. Deci nu de la 5 ani, de la 7 ani, de la 10 ani. Copilul care merge la grădiniță... La zilnică, spunea. Da, asta spun. Dar nu e de la 5 ani? Așa mi-a zis profesor. Nu, ascultă. Și pentru ea. Păi eu sunt cu legea asta, vreau să o modific acum. Că e puțin ciudată. Deci, legea spune în felul următor. Dacă ai copilul la grădiniță și dacă ești beneficiar de venit minim garantat, familia cu un calcul care îl fac ei, primești pentru fiecare copil care se duce la grădiniță 50 de lei. Da? Dar grădinița trebuie să-ți întocmească un dosar pentru treaba asta și trebuie un aviz de la primărie. Păi asta spun. Trebuie un aviz de la primărie să depune un dosar. E pentru copii. Da? Și cred că o să se bucure copiii dacă o să vină acolo, că... Faceți, domnule, v-ați luat proprietate? Adică voi știți că ați mai fost și anul trecut. Da. Când au organizat cu colegii. Da, a fost frumos. Cam cât ar costa să punem fântâna aia la picioare? Aia nu mai e, nu mai trebuie. Alta. Pentru că șanțul ăla care vine de așa, da, e marginea șanțului. Curge toată apa cu plouă. Al loc. Aloc. A, deci, domnule, aia, fântâna nu mai se poate reabilita. Nu, nu. Facem să fiecare gospodărie. Da. Uitați să schimbăți. E asfaltul pe care l-am făcut. Vedeți. Deci ăsta e proiectul Partidului de Rom. Da. O să vedeți că nu mai e bună și nu mai e să facem altă fântână.
organizația care nu facem discriminare între etnii. Aici, printre noi, vedeți că avem și copii de etnie romă. Noi vă dorim în continuare distracție plăcută și vă promitem că noi, Partida Romilor, vom fi alături ori de câte ori este nevoie de dumneavoastră. Îi mulțumim! Vreau să strigăm cu toții! Par!